președintele Consiliului Județean trebuie să înțeleagă că majoritatea pe care, de care a beneficiat până acum nu-i poate acoperi în continuare greșelile. Și eu sper ca toți acei consilieri și toate grupurile de consilieri din Consiliul Județean să înțeleagă că în acest moment în care există clar un val anti-PSD, un moment în care lumea încearcă să scape de dominația PSD-ului din ultimii ani, putem și la Consiliul Județean Brăila să formăm o majoritate pe anumite proiecte care trebuie implementate în cadrul Consiliului Județean pentru a aduce un plus în ceea ce privește nivelul de populație, nivelul de trai în județul Brăila.